Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu le transmite românilor un mesaj. PSD nu negociază și împarte funcții în guvern, ci planuri, sarcini și responsabilități care să ne permită revenirea la normalitate. Abia apoi putem discuta ministerele pe care le vom coordona. România se află într o situație critică în acest moment, iar deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a ținut să menționeze faptul că țara noastră are nevoie de un guvern stabil și nu de lupte politice. Acesta a ținut să le transmită un mesaj românilor pe pagina sa de socializare. În viziunea noastră, unicul scop al noului guvern îl reprezintă controlarea situației pandemice. În acest sens, trebuie să avem în vedere următoarele obiective: Reducerea numărului de infectări și de decese, scăderea presiunii pe sistemul de acordare a asistenței medicale pentru toate categoriile de pacienți, redobândirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, susținerea și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor prin stoparea creșterii prețurilor. Este de datoria noastră de a implementa un plan coerent și predictibil care să fie acceptat la nivelul social și economic, a declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. Acesta susține că un cuvânt care ar trebui să ne caracterizeze în prezent este responsabilitatea.